În ultimii ani, concubinajul a devenit o modă printre tinerii îndrăgostiți, care, cel mai probabil din comoditate, nu pun mare preț pe oficializarea relației la starea civilă. Încet, încet, lucrurile par să se schimbe la Giurgiu, după ce în primele 6 luni ale anului, în fața ofițerului de stare civilă, s-au prezentat cu 42 mai multe cupluri față de aceeași perioadă a anului 2014. De la începutul anului până în prezent, au fost înregistrate un număr de 171 de căsătorii. Comparând datele statistice privind înregistrarea actelor de stare civilă, putem afirma cu certitudine că numărul acestora este mai mare în anul 2015 comparativ cu anul precedent. În ceea ce privește numele ales după căsătorie, giurgiuvenii sunt tradiționaliști. Cazurile în care mirele adoptă numele de familie al soției sunt destul de puține. Cât despre locul oficierii căsătoriilor, sala de la primărie rămâne preferata mirilor, cu toate că o astfel de sală este amenajată și la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor din cartierul Oinac.